Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetele 5 la 7. Și în acest pasaj biblic, cuvântul Domnului spune în felul următor. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus, care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat, după cum spusese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, frumusețea cuvântului lui Dumnezeu ar trebui să fie factorul care să ne împrospăteze în fiecare zi, care să ne învioreze sufletul în fiecare zi, care să ne îndrăgostească de Dumnezeu în fiecare zi. Am văzut și în misiunea aceasta pe care am avut-o în România, în luna octombrie, în România, o sete extraordinară după cuvânt. Și lucrul acesta m-a bucurat. Am predicat în biserici penticostale, în biserici baptiste, în bisericile fraților creștini după Evanghelie. Am văzut același interes, o sete pentru cuvântul Domnului, o sete după experiențe cu Dumnezeu, o sete după a trece peste obișnuit. De aceea am întâlnit în drumul meu și în misiunea mea experiențe glorioase. Credincioși din biserici baptiste, din biserici creștine după Evanghelie, care mi-au cerut să facem stăruință, să ne rugăm Domnului. Și Domnul ne-a botezat cu Duhul Sfânt. Dumnezeu este lângă noi și este acolo ca să ne arate puterea Lui. În pasajul de față, femeile care s-au dus la mormântul Domnului Iisus Hristos aveau această dorință. Oare îl vom putea vedea pe Iisus? Îi vom putea atinge trupul mort? Vom putea să facem ceva, măcar acum că este mort, să-l îmbălsămăm, să punem mai multe mirodenii pe trupul lui, ca să se păstreze cât mai multe, dacă este posibil? Avea o dorință firească, naturală, bună. Planul lui Dumnezeu era însă ca ele să vadă mai mult, să experimenteze mai mult. Și lucrul acesta și adevărul acesta, frați și surori, doamnelor și domnilor, se poate împlini cu fiecare dintre noi. Dimineața aceasta am intrat în casa de rugăciune cu gând să ne închinăm și cu gând să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Inima noastră, probabil, starea noastră spirituală, starea noastră fizică, starea noastră emotivă, relațiile noastre din familie, relațiile în biserică unii cu alții, experiențele pe care le avem, toate ne spun: e prea mult pentru tine. E prea mult pentru mine, măcar dacă m-aș putea împărtăși, măcar. Aș vrea să te încurajez în dimineața aceasta. Femeile au căutat un trup mort și au găsit un Iisus viu. Au căutat pe cineva să îmbălsămeze și au fost binecuvântate de cineva care dă viață eternă. Au căutat să vadă dacă ar putea să treacă peste o piedică omenească, pentru că mormântul era păzit și pecetuit de
autoritatea romană, dar au găsit acolo autoritatea lui Dumnezeu. Și de aceea experiența lor a fost mai mare decât ce au dorit, mai mare decât au căutat. Astăzi în casa lui Dumnezeu, astăzi la masa Domnului nostru Iisus Hristos, aș vrea să te asigur, în numele Domnului și prin cuvântul Său, nu numai că te vei putea împărtăși, ca să te poți împărtăși, El îți va ierta păcatul, îți va ierta fără de legea, îți va întocmi inima și sufletul să poți întinzi mâna cu bucurie spre pâine și spre rodul viței și nu numai atâta. Dumnezeu o să ți se reveleze după nevoia cu care ai venit în casa Lui. Pentru că aceasta o face Domnul. Este plin de milă, este plin de îndurare, este plin de bunătate. Mesajul cu care mă voi adresa dumneavoastră în vederea pregătirii pentru a ne apropia de Domnul se intitulează Văzând pe Iisus cel viu. Văzând pe Iisus cel viu. Și ne vom uita la trei lucruri principale. Trei lucruri care vor favoriza binecuvântarea ta. Trei lucruri care îți vor aduce o binecuvântare mai mare decât așteptarea cu care ai venit la casa Domnului. Pentru că ține minte acest adevăr. Întotdeauna Dumnezeu are mai mult decât așteptăm noi. Nu degeaba Sfântul Apostol Pavel spunea, și Dumnezeul meu să poarte de grijă mult mai mult de nevoile voastre decât vă gândiți voi că El poate. El este tot puternic. El este plin de milă. Este plin de bunătate. Haideți să ne uităm ce trebuiau să facă aceste femei. Ce trebuie să faci tu? Ce trebuie să fac eu? Pentru ca întâlnirea cu Domnul, fie în rugăciune, fie în cuvânt, fie la masă, în actul sfânt al împărtășirii cu trupul și sângele Său, fie împărtășirea frățească, fie printr-o revelație divină, indiferent ce formă de întâlnire cu Domnul, cum vom face pentru ca această întâlnire să fie o întâlnire binecuvântată? O întâlnire fructuoasă, încât atunci când vom pleca din locul acela să putem să spunem ca și aceste femei, ni s-a arătat Domnul. Avem o mărturie, putem să spunem că Dumnezeu a fost prezent, a fost chiar la mormânt, a fost chiar la cimitir, unde nu ne-am gândit, mai ales dacă luați în considerare și luăm în considerare că cimitirul era un loc necurat, era un loc necurat pentru evrei. Nu te puteai atinge de un mort pentru că deveneai necurat cel puțin până seara. Însă sfințenia lui Dumnezeu, prezența Lui și puterea Lui îndepărtează tot ce este necurat în lumea aceasta, pentru că Dumnezeu te face sfânt, te face copilul Lui. Dumnezeu îți dă viață din viața Lui, mărit să fie numele Său. În primul rând, ca să poți să-L vezi în dimineața aceasta, ca să-L poți să-L vezi în pâine și în rodul viței, ca să poți să-L vezi în cuvântul pe care îl asculți și ca să poți să-L vezi în casa ta și să ai o experiență reală cu El. Pentru că Dumnezeu nu este teoretic doar. Să ai o experiență reală cu El, primul lucru de care ai nevoie este să urmezi perceptul divin, principiul divin, perceptul sau principiul divin. Și sunt două lucruri pe care le cere aici Dumnezeu. Este maniera în care să te apropii. Spune cuvântul, duceți-vă repede. Uitați ce spune aici cuvântul Domnului. Duceți-vă repede, versetul 7. Ca să te poți apropia de Domnul, ca să poți să-L vezi, există un percept, există un principiu. Și principiul acesta comportă două lucruri. Manieră, duceți-vă repede. Orice întârziere te privează de binecuvântare. Orice amânare te privează de binecuvântare. Procrastinarea sau amânarea este păcatul societății contemporane, printre multe alte păcate. Toate lucrurile se amână. Toate se amână. Amânăm să ne pocăim. Amânăm să postim. Amânăm să facem bine. Amânăm să mergem unde știm că putem merge. Amânăm să facem un bine pe care știm că putem să-l facem. Procrastinarea sau procrastinarea, amânarea, este păcatul și este problema care ne împiedică binecuvântarea și ne ia binecuvântarea. Frații și surori, doamnelor și domnilor, ca cineva să-l vadă real pe Iisus, nu o teorie,
nu o teorie, ca cineva să se întâlnească real cu Iisus, să poată să spună, m-a binecuvântat, mi-a atins sufletul, mi-a vorbit Dumnezeu, m-a vindecat, mi-a iertat păcatul, mi-a ridicat povara. Trebuie să urmeze principiul divin, perceptul divin. Și acesta comportă o manieră. Maniera este mișcă-te, iute. Ia hotărâre rapidă. Du-te repede. Ia hotărâre imediat și nu amâna. Ai venit la casa Domnului și zici, nu știu ce să fac. Să mă împărtășesc, să nu mă împărtășesc. Să cânt, să nu cânt. Să mă rog, să nu mă rog. Să ascult, să nu ascult. Ia o hotărâre rapidă, dar nu împotriva ta. Ia o hotărâre pentru tine, pentru Domnul, pentru părtășie cu El. Aduceți-vă aminte de acest aspect din viața Sfântului Apostol Petru. Este condamnat la moarte. Împăratul Irod Agripa a găsit cu cale că este bine să se facă popular între evrei fiind criminal. L-a omorât pe Iacob, pe apostolul Iacob. Și au zis, îl omorăm și pe Petru. Pentru că este cel mai cunoscut între ei după câte aud ei. Informatorii lui, spionii lui, l-au pus la punct cu această informație. Petru însă știa că nu o să se întâmple lucrul acesta, pentru că el s-a încrezut în Domnul. Știa bine lucrul acesta, de aceea a dormit în noaptea de dinaintea execuției lui. Trebuia să fie executat a doua zi și noaptea dormea. Un om care este condamnat la moarte nu are somn. Însă Petru a auzit cuvintele Domnului care spunea, când vei îmbătrâni, te vor încinge alții și te vor duce unde nu vei voi. Dar nu trecuse decât, după estimările specialiștilor în teologie, în teologia biblică, poate 2-3 ani de la înălțarea la cer a Domnului nostru Iisus Hristos. N-a îmbătrânit Petru în 2-3 ani așa de mult ca să-l încingă Irod. De aceea, el a dormit liniștit. Cuvântul Domnului spune însă că frații se rugau, biserica se ruga și mijloceau pentru el. Și la un moment dat spune că un înger al Domnului a venit la el. Și pentru că dormea așa de adânc, a trebuit să-l ghiontească puțin, să-l lovească puțin. Dar ia auziți ce îi spune îngerul, pentru că este în concordanță cu principiul despre care vorbim în această dimineață și care îți facilitează a vedea pe Domnul și a vedea minunea lui. Îngerul i-a zis, scoală-te! Mai departe? Iute! Scoală-te, iute! Și Petru s-a ridicat dintr-o dată. Dar uitați ce se întâmplă. Pentru că a luat o decizie rapidă. Această manieră de a lucra cu Domnul. Pentru că s-a sculat, iute! Cuvântul imediat următor, citiți fapte 12, este acesta. Lanțurile i-au căzut jos. Aceasta este minunea care se întâmplă. Când iai o hotărâre rapidă să-L vezi pe Domnul, când iai o hotărâre rapidă, acum mă duc la rugăciune, când iai o hotărâre rapidă, acum îmi mărturisesc păcatul, când iai o hotărâre rapidă, acum vin în fața lui Dumnezeu cu toată inima, când iai o hotărâre rapidă, acum postez pentru casa și familia mea, când iai o hotărâre rapidă, acum mă mărturisesc pentru că vreau să-mi tind mâna spre pâine, spre rodul viței, în meritele Domnului Iisus Hristos. Dă-mi voie să-ți spun din cuvântul Domnului și pune la minte și la inimă lucrul acesta. Lanțurile tale cad jos. Neputințele tale cad jos, păcatele tale cad jos, amărăciunea ta cade jos, povara ta cade jos. De ce? Pentru că atunci când ai luat o hotărâre rapidă, după maniera lui Dumnezeu, în locul apăsării, în locul durerii, în locul neajunsului, în locul necazului, Dumnezeu vine cu binecuvântare. Dumnezeu vine cu binecuvântare. De aceea și pentru tine care urmărești pe internet, poate de multă vreme amâni, asculți mereu mesajele pe internet și zici că te bucuri, nu-ți ajunge lucrul acesta, nu-ți ajunge. Tu trebuie să ai o hotărâre rapidă, o hotărâre rapidă. Perceptul sau principiul după care poți să-L vezi pe Iisus lucrând în viața ta, eliberându-te de patimile tale, dându-ți acces la cina Domnului, la pâine și la rodul viței, dându-ți acces la vindecare divină, dându-ți acces la pace în casă, în familie, dându-ți acces la putea interveni pentru soț, pentru soție și pentru copiii rebeli, dându-ți acces la tronul de har al lui Dumnezeu, este o hotărâre rapidă. Aceasta este maniera pe care Domnul o onorează. Duceți-vă repede. Scoală-te, iute! Nu amâna! Și lanțurile au căzut jos. Și apoi, în principiul acesta,
este, pe lângă manieră, este mesaj. Este mesaj. Uitați ce spune cuvântul Domnului în versetul 7, Matei 28, partea a doua. Spuneți că a înviat. Spuneți că a înviat. Este o manieră, o mișcare rapidă, o hotărâre rapidă, dar este și un mesaj. Noi nu vorbim despre un Dumnezeu imaginar, noi nu vorbim despre un Hristos care a murit și a rămas în mormânt, noi nu vorbim despre un Hristos la care i-au găsit experții de la Hollywood sicriul și i-au găsit osuarul unde sunt oasele lui. Vorbim despre un Iisus Hristos care este viu în vecii vecilor. Și pentru că este viu în vecii vecilor, de aceea poate să-mi poarte de grijă și poate să-ți poarte de grijă. De aceea poate să aibă grijă de familia mea întreagă și de familia ta întreagă. Nu vorbim despre un Iisus despre care trebuie să scriem volume, o fi a lui, o soară sau nu o fi a lui. Iisus al nostru este Dumnezeu viu adevărat. El este cel care a spus, fiindcă eu trăiesc și voi veți trăi. Și voi veți trăi. Pentru că El este liber. Te face și pe tine liber. Pentru că este atotputernic, îți dă și ție putere. Pentru că El este Fiul lui Dumnezeu, te face și pe tine Fiul de Dumnezeu. Pentru că El are toată puterea în cer și pe pământ. Are în puterea Lui necazul tău, problema ta, suferința ta, neputința ta, păcatul tău, amărăciunea ta, ca să te dezlege și să poți să stai la masa Lui cu bucurie și să spui, Doamne, am luat din trupul tău, am luat din sângele tău, am primit cuvântul tău și când le-am înghițit, au fost dulci în gura mea, în sufletul meu. Nu m-au amărât ca odinioară pe Ieremia. Dimpotrivă, mi-a umplut viața de bucurie, mi-a umplut casa de sănătate, mi-a umplut familia de binecuvântare, mi-a umplut trupul, sufletul și duhul de prezența ta. Și ce este mai glorios decât prezența lui Dumnezeu cu tine și în mine? Glorie Domnului! Ca să-L vezi pe Iisus și ca să pot să-L văd, există un percept pe care trebuie să-L urmezi, un principiu care comportă manieră, rapid, rapid și care comportă mesaj. Vorbește ce ți-a făcut Domnul, vorbește despre un cuvânt viu al lui Dumnezeu și acesta este mesajul, nu sunt poveștile băbești. De aceea, în dimineața aceasta, dragul meu, dacă ești aici, sau ești la internet, sau în ziua în care vei deschide internetul și vei urmări mesajul acesta, ori vei asculta la radio, în ziua de astăzi când asculți mesajul acesta, dă-mi voie să-ți aduc aminte motivul pentru care încă ești amărât, motivul pentru care încă ești în starea aceasta în care ești, motivul pentru care nimic nu se leagă de tine, orice ai încercat, orice ai făcut, este pentru că tu nu respecti principiul de a-L cunoaște pe Dumnezeu, maniera lui Dumnezeu. Tot amâni, tot amâni, tot amâni, amânând binecuvântarea, amânând împăcarea, amânând relația cu Dumnezeu, nici binecuvântarea nu se coboară peste tine și peste casa ta. Fii înțelept și iubește-te. Poartă-ți de grijă. Ia o hotărâre pentru Domnul. Ia o hotărâre pentru tine. În al doilea rând, ca să-L vezi pe Iisus, după ceea ce ne spune aici, și vrem să-L vedem la masa Lui, vrem să-L vedem la cina Domnului, nu este numai un percept sau un principiu, este și o pregătire. Deci al doilea lucru este pregătirea. Și uitați-vă la ce spune cuvântul Domnului în partea a treia a versetului 7. Iată că El merge înaintea voastră. Iată că El merge înaintea voastră. Domnul Iisus Hristos nu ne lasă la voia întâmplării. Nu ne lasă la voia întâmplării. Totul este pregătit de El. Totul este pregătit în detaliu. În cele mai mici detalii. Lui nu-i scapă niciun detaliu. Și în pregătirea aceasta, El are în vedere încurajare și are în vedere experiență. Are în vedere încurajare și are în vedere experiență. Când a spus femeilor acestora să se ducă să spună apostolilor și lor personal, iată că El merge înaintea voastră. Vreau să știu, frașii și surori, doamnelor și domnilor, că adevărul acesta este valabil și pentru biserica de astăzi, este valabil pentru familia mea sau familia ta, este valabil pentru tine și este valabil pentru mine. Avem un Dumnezeu care este tot timpul înaintea noastră. Este tot timpul înaintea noastră. Și este important să spun lucrul acesta și este important să reamintesc un fapt. Unul este în Noul Testament
și îl spune Sfântul Apostol Ioan atunci când scrie epistolele sale și spune acest lucru, oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Nu poți merge înaintea Domnului. Nu poți merge înaintea Domnului. Nu poți și nu pot merge înaintea Domnului. El trebuie să meargă înaintea noastră. Și apoi, uitați-vă la acest fapt, care de asemenea vi l-am explicat la vremea potrivită și trebuie să-l înțelegem în contextul în care Domnul Dumnezeu îl vorbește aici. Domnul i-a zis, citesc din Exod 33, de la 21, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă și când va trece slava mea te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, pe la spate. Dar fața mea nu se poate vedea. Care este pregătirea? Pregătirea este aceasta. Întotdeauna Domnul trebuie să fie înaintea ta, întotdeauna Domnul trebuie să fie înaintea mea. Nu eu înaintea Lui. Iată că El merge înaintea voastră. El este deschizătorul de drumuri. El este făcătorul de minuni. El este creatorul meu și El este creatorul tău. El este Dumnezeul meu și El este Dumnezeul tău. Principiul este acesta. Dacă vrei să-i cunoști puterea și dacă doresc cu adevărat să-i cunosc măreția, nu iau înaintea Lui, îi urmez conducerea tot timpul. Îi urmez conducerea tot timpul. Mă vei vedea pe dinapoi, pe la spate. Foarte mulți, prea mulți chiar și în biserici, o iau înainte, se grăbesc, nu mai au răbdare și nu stau în spatele Domnului. Nu-i urmează călăuza, nu-i urmează sfatul, nu-i urmează pașii. Apostolul Pavel spunea, călcați pe urmele mele pentru că la rândul meu și eu calc pe urmele lui Iisus Hristos, nu mă duc înaintea Lui, nu mă duc înaintea Lui. Tot ce ne spune Domnul în cuvântul Său este pentru binele nostru, este pentru binele tău. Și în această dimineață, când vrem să ne apropiem de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, să ne împărtășim cu moartea și cu învierea Lui, cu puterea aceasta a Lui, nu putem să facem lucrul acesta după planurile noastre și după voia noastră, ci o facem după rânduiala Lui Dumnezeu. După rânduiala Lui Dumnezeu. Nu o luăm înainte, mergem după rânduiala Lui. Vreau să spun și să te încurajez, în toate lucrurile Domnul este înaintea ta să pregătească terenul, înaintea mea să pregătească binecuvântarea. El te încurajează și El te pregătește și mă pregătește ca să am experiență cu El. Și una din marele experiențe pe care în această dimineață la masa Domnului le vom avea și o vei avea este o părtășie reală cu Mântuitorul. O părtășie reală cu Mântuitorul. O mare experiență pentru tine și pentru casa ta va fi vindecare divină. Pentru că cine mănâncă trupul Domnului Iisus Hristos, reprezentat prin pâine, și bea sângele Lui, reprezentat prin rodul viței, are viață. Și vreau să vă aduc aminte, nu este o viață oarecare și nu este o viață de pe o zi pe alta. Este viață din belșug. Este viață binecuvântată. Este viață din Dumnezeu. Și ce nu este în Dumnezeu? Ce binecuvântări nu sunt în El? Ce bucurii nu sunt în El? Ce minuni nu sunt în El? Ziua de astăzi, dragul meu, este ziua experienței tale cu Dumnezeu. O experiență cum n-ai mai întâlnit-o până acum. Deci ca să-L vezi pe Domnul, îți trebuiește principiul și să urmezi în acest principiu maniera pe care Domnul o cere, duceți-vă repede, scoală-te, iute, ia hotărâre rapidă, astăzi, să te împaci cu El, să te apropii de El și trebuie să vorbești despre lucrul acesta, spuneți că a înviat, apoi ne trebuiește pregătire, iată că El merge înaintea voastră, pregătirea a făcut-o Domnul, pregătirea ta și a mea este să ne rugăm Domnului, să credem cuvântul Domnului, dacă am postit și ne-am rugat, de asemenea este bine, împărtășia cu frățească este o pregătire și apoi în al treilea rând și în final, în ultimul rând, este promisiunea divină. Este promisiune, deci principiu, pregătire și promisiune. Versetul 7, partea finală și de asemenea versetul 10, partea finală, spune, acolo mă vor vedea.
Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. În versetul 7, acolo îl veți vedea, spuneau îngerii, de data aceasta vorbește Domnul Iisus Hristos. Acolo mă vor vedea. Și dați-mi voie să menționez aici trei lucruri și trei adevăruri. Sunt convins că toți am vrea să-L vedem pe Dumnezeu. Sunt convins că toți vrem să avem experiență cu Dumnezeu. Nu este așa? Nu cred că este unul care să spună, eu nu vreau să am experiență cu Dumnezeu. Nu cred. Nu cred. Un om cu minte, un om care își vrea binele, un om care se respectă, spune, eu vreau să am experiență cu Dumnezeu. Însă când Domnul Iisus Hristos și când îngerii au spus, acolo mă vor vedea, au spus trei mari adevăruri, de care, dacă eu țin cont și casa mea, dacă tu ții cont și casa ta, dacă tu ții cont, tu care ești la internet, la televizor, la radio, oriunde te afli, poți să-L vezi pe Domnul, primul. Cuvântul Domnului spune, acolo mă vor vedea. Asta ce însemnează? Acolo, la locul potrivit. Nu unde vrei tu. Nu unde vreau eu. Acolo unde îți spune Domnul. Al doilea adevăr pe care îl spune este acolo, în locul ascultării, nu în alt loc. Primul este locul potrivit, al doilea este locul ascultării și al treilea, acolo, în locul indicat de Domnul. Și acum dăm voi să-ți provoc puțin gândirea înainte de a trece la actul propriu-zis al împărtășirii cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Tu vrei să-L vezi pe Domnul și tu vrei să ai experiență cu El. Dar unde? Acolo unde nu merge El? Acolo unde nu intră El? Acolo unde tu personal știi că nu se prezintă El? Fie-ți milă de tine și fie-ți milă de casa ta. Apoi, ai vrea să-L vezi pe Domnul, dar ți-ai ales tu locul. Trebuie să-L schimbi. Chiar și această expresie atât de populară printre români, eu nu-mi schimb credința. Trebuie să renunți la ea. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de credința ta și a străbunilor tăi. Dumnezeu ne-a dat o credință biblică. Spune cuvântul Domnului, este credința care se naște în urma auzirii a acestui cuvânt, a acestei cărți. De aceea alege ce alege Domnul, nu ce vrei tu. Și Domnul va fi și Domnul casei tale, Dumnezeul tău și binecuvântarea ta. Și pentru că Dumnezeu a ales și ți-a spus unde să mergi și ce să faci, ascultă-L, intră acolo, intră în biserica lui Dumnezeu. Nu clădirea este. Biserica lui Dumnezeu este locul unde se face voia lui Dumnezeu. Este locul unde se nasc oamenii din nou, din păcat. Este locul unde este prezent Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În locul în care a intrat până acum și se numește biserică în termen popular, se prezintă Dumnezeu? Ai simțit puterea lui acolo? Este acolo o mântuire? Este vindecare divină? Este prezența lui Dumnezeu? Își manifestă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, darurile lui spirituale? Ai văzut botezul cu Duhul Sfânt? Ai văzut cercetarea lui Dumnezeu? Ai văzut prezența lui Dumnezeu? S-a coborât Dumnezeu în cântare? S-a pus cel rău pe fugă? Mulțumim Domnului că este cu noi. Și mulțumim Domnului că locul acesta este un loc iubit de Dumnezeu și ales de Dumnezeu. În ziua de astăzi, Dumnezeu a ales ca să te binecuvânteze și a hotărât să-L vezi, să-L văd. Dar mi-a spus și îți spune, ca și femeilor sfinte de la mormântul Lui, trei lucruri trebuie să le aveți în vedere, dragii mei. Principiul care comportă manieră și mesaj, repede și vorbiți despre ce ați văzut. Apoi este pregătire. El merge înaintea voastră. Și se vede că a mers înaintea noastră. Înainte ca să avem noi pâinea aici pe masă și rodoviței, Iisus a mers înaintea noastră și a stat pe Golgota, frații mei.
Și apoi este o promisiune. Eu voi fi acolo. În această dimineață, prin privit acestui cuvânt sfânt al lui Dumnezeu și a rugăciunii ce urmează să o facem, Mântuitorul meu și al tău, Iisus Hristos, este prezent în pâine și este prezent în rodul viței. El este prezent aici în casa de rugăciune și este prezent ca să facă minuni în viața ta, să te binecuvinteze și să ți se arate după marea putere pe care o are ca în toate generațiile să binecuvinteze pe fiii oamenilor. De aceea, nu amâna, ascultă-L în locul acesta. Și Dumnezeu îți va da dorința sufletului tău. Amin.